Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. De. Voi aduce un farfurie spiritul Marocului. E o rețetă de suflet. Voi găti o vită cu un sos de rodi, un hummus, o salată tabule și halloumi. Piept de rață, un sos de mango și bază roșie călită. M-am gândit să mă înscriu eu la șef la cuțite, mai puțin eu. Stăteam într-o seară cu soția în pat și vorbeam. Bă, ce fac ea, pot și eu? Nu a fost nimic premeditat în venirea mea la șef la cuțite. Hotărârea a fost atât de spontană. I-am spus soției mele, la noapte pornim la București. Angajatorul a aflat abia a doua zi, lucru care m-a făcut să-mi pierd și locul de muncă acolo. Pa, de capul meu. Chemați salvarea, 112. Desert, desert! Ce desert, mă, miroase a conopidă, hai! Ce e conopidă, șef? Ia uite-l! Eu zic că e care conopidă, mă? Varză, na! Ți-am zis că e desert? Are ananas? Da, da, de la Caracas, ia! Ce ananas? Mango! Opa! Ia uite, băi! Eu e ciorbă, e... E un altfel de șaurma? Arabian! Arabia, Arabia! Susana cu Susanu cu semințe de floarea soarelui. Sus, cum era la noi odată când eram mici. Gustul copilăriei, exact. Și avem platou arabesc. Mai libanez puțin. La tine arată la fel? Farfuria? Ah, nu, ai lucrat tu la ea, da, da. Nu, mă! Ia. Ți-am zis că arată la fel? Fluturaș, nu mai ai. Păi și ce, e vreun mesaj acolo? Fluturaș? No. Aia e făcută în oglindă. 1-1-2. Aici ai o mămică cu gemeni care s-au obișnuit să-i îmbrace la fel. Aha. Și de-aia e și pe o parte și pe alta aceeași imagine. Nu, dar Dumnezeu să ghișe și tu odată. Fără de capul meu. Salam aleikum. Aleikum salam. Andrei Ignat. Ce am zis, 34 de ani și sunt din Suceava, locuiesc momentan în Botoșani. Și lucrezi în? Lucrez acum într-un restaurant micuț. Împreună cu un prieten am deschis o pizzerie în Botoșani și spre surprinderea noastră funcționează destul de bine. Becker Eduard. Sunt Becker. Din Nicolau Mare, județul Timiș. Cu ce te ocupi? Părinții mei au un restaurant și îi ajut acolo cu orice este nevoie. Eu mă implic peste tot, unde este nevoie. Eu sunt ospătar, bucătar, ajutor bucătar. Aha, cărciumar. Ești de acolo, ești cărciumar, de mic. De mic, da. Am avut o perioadă care nu a fost tot mai ușoară în viață. La vârsta de 21 de ani am fost descoperit cu limfom Hodgkin, o formă de cancer, dacă nu mă tratam. Făceam leucemie, motivația a fost maximă, că pozitiv am gândit. Lumea din jurul meu, familia, prietenii, toți m-au fost alături, mai ales familia. Au avut grijă să nu muncesc, să nu mă obosesc, dar eu vreau sport cât s-a putut de mult. De mic joc fotbal, handbal. S-au întrerupt chestiile astea din cauza tratamentului. Parcă nici n-am avut boală în mine, așa am simțit eu. Așa am trecut peste. Când au zis doctorii că eu conduc mașina, vin la București, luni, marți am tratamentul, chimioterapie și miercuri plec înapoi. A rămas surprins și a zis așa, caz normal avut. Visul meu a fost să fiu sportiv, de performanță. Ce? Făceam atletism, aruncări și viteză. Oho. Ok. Și dintr-o greșeală, o prostie de-a mea, am fost la un meci de fotbal, ruptură de ligamente, curcirare de menisc. Ma. A trebuit să stau 3 săptămâni izolat la pat, 130 de kg pe mine, ajunsesem la 120 de kg. Ui. Mi-am regăsit scăparea în bucătărie. Dat kilogramele jos și în 3 ani de zile am urcat pe scenă la culturism. Wow, felicitări! Am fost singurul bucătar între sportivi și am reușit să iau locul 2. Surprinderea mea a fost felicitări, foarte mare. Din ce echipă ai vrea să faci parte? Eram pe domnul Scărlătescu. Aha. Dar după Asia Express mă câștigat sufletul. Am înțeles. Bătru.